Dacă săptămâna trecută Inspectoratul de Poliție al județului Mehedin și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Drobeta au primit dotările, de această dată reprezentanții Poliției Locale din Drobeta Turnu Severin și ai Poliției de Frontieră și Inspectoratul Județean de Jandarmi au ridicat echipamente noi oferite de Consiliul Județean Mehedinți. O nouă tranșă de echipamente achiziționate de Consiliul Județean Mehedinți a fost distribuită polițiștilor locali din Drobeta Turnu Severin, polițiștilor de frontieră și jandarmilor mehedințeni. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, depune toate eforturile pentru o bună funcționare a instituțiilor aflate în slujba cetățenilor. Consiliul Județean Mehedinți, prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, a achiziționat echipamente, mijloace de supraveghere și intervenție pentru instituțiile de ordine publică din județul Mehedinți. Este vorba despre aparate foto, stâlpi și bandă pentru delimitare, conuri reflectorizante de semnalizare și marcaj pentru poliția locală, 16 echipamente complete de intervenție pentru toți lucrătorii compartimentului sprijin operativ din cadrul Serviciului Poliției de Frontieră Mehedinți și 128 de echipamente alcătuite din geacă, pantaloni și tricou pentru angajații Inspectoratului Județean de Jandarmerie Mehedinți, a declarat președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, pe pagina sa de socializare. Valoarea echipamentelor este de 100.000 de lei. Această investiție s-a realizat pentru siguranța mehedințenilor, întrucât forțele de ordine să poată interveni corect și prompt în misiunile lor.